ziua! Vă urez bun venit în ferma noastră, Sece Bioplant SRL. Sunt administratorul firmei, inginerul Sârc Iosef. Producem anual între 5.000 și 7.000 de tone de cartofi. Momentan ne aflăm pe o parcelă unde am avut niște loturi experimentale, circa 25 de soiuri, majoritatea de procesare. Am recoltat în ziua de ieri și de astăzi, am mai rămas puțin din el. Aici am utilizat Force Evo contra dăunătorilor de sol. Este un piretroid granulat, concomitent cu plantatul. După cum putem observa, efectul a fost foarte favorabil. Eu consider că momentan este cel mai bun insecticid contra dăunătorilor de sol. Mă refer la viermele sârmă, care cu rotația practic nu se poate combate, pentru că are larva trăiește circa 4 ani în sol. Deci singura modalitate de a preveni dăunarea acestuia este tratamentul concomitent cu plantatul, cu insecticide adecvate. Am urmărit în mai multe parcele, dar practic nu avem atac de dăunători în lotul respectiv. Se poate administra foarte ușor, concomitent cu plantatul, cu distribuitoarele aferente care merg și pentru orice pesticid granulat. E interesant cum putem observa efectul substanței la cele tratate și unde nu s-a utilizat substanța respectivă, netratate. Deci găsim cartofi care nu mai sunt vandabili în piață. Cu toate că infecția nu este mare în sol, dar putem găsi, dacă căutăm, putem găsi cartofi care sunt atacați de viermele sârmă. Deci asta, pentru orice fermier, înseamnă pagubă. Cartofii ăștia nu pot să intre în piață. Ăștia ajung ca furaj. Deci prețul unui hectar de tratament se întoarce cel puțin de 10 ori pe o parcelă. Asta trebuie știut. Din partea mea, acest produs pot să recomand oricărui fermier care cultivă cartofi. Dar nu numai cartofi, că merge și la porumb, dar în zona noastră cartoful e important și preponderent. Deci produsul de Force Evo combate foarte bine agriotisul. We'll be right back.